fost în perioada antonesciană. În perioada antonesciană se spune că Antonescu a dat ordin să se închidă toate bisericile neoprotestante. La început au fost închiși doar penticostalii, în 1938. Apoi și creștinii după Evanghelie, și baptiștii, și adventiștii. Când a început cel de-al doilea război mondial, s-a avut în vedere ca eretici să fie trimiși pe front, bărbate și, în mod deosebit, să fie trimiși pe linia întâia. În 17.9.1942, Voicu Ioan Eusin a fost condamnat la 25 de ani de pușcărie și moare în 1944, când a fost bombardat în închisoare. Omul ăsta a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, considerat fiind un activist periculos și un rătăcitor a celor ce se cred în Dumnezeu. Apoi, fratele Michiciuc Franț și Bosovac Ivan au fost condamnați la 15 ani de închisoare. Străbunicii, fratele Moise Artemean, Artemean Ștefan și Artemean Petra de Grăbicer, fiind bătrâni, au fost condamnați doar la un an și două luni. Din familia Bonca, Bonca Petru, și din familia Sava, bunicii fraților Sava, am înțeles că și ei au fost condamnați. Fratele Pavel Bochean, în anul 1938, a fost arestat și judecat. Mulți penticostali erau trecuți pe listă pentru a fi deportați în Transnistria, dar a venit ziua de 23 august 1944 și acest proiect draconic al lui Antonescu și a celui ce stătea în spatele lui, pentru că în spatele lui stătea Patriarhul Miron Cristian, era primul ministru al României. Proiectul lor a căzut, pentru că Dumnezeu este Cel ce are ultimul cuvânt. În 25.1945 se fac alegeri în cadrul Asociației pentru Păstare și bratul Gheorghe este președinte, Orazul Mihai vicepreședinte, Saltul Cardafi, secretar general, Urmea Gheorghe Casier și fratele Bogodea era membru în comitet. În 23.9.46, prin adresa 25.411, Ministerul Culturilor aprobă funcționarea numerilor penticostale, dar sub altă denumire, Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. De aici încep să răsară zorile libertății și frații, după 44, încep să se bucure de libertate. Nu am găsit scris nicăieri, mărturiile bătrânilor spun că fratele Gheorghe Bradin a fost închis într-un timp în celulă cu Petru Groza. Petru Groza a fost omul care a fondat primul guvern democratic, 6 martie 1945, și că atunci i-ar fi promis Petru Groza că dacă ei ajung la putere, penticostalii o să fie puși în libertate. Țin minte și am auzit direct de la fratele Bochean că într-o zi când a venit o inspecție prin pușcărie, l-a întrebat pe Bradin și a zis, dar tu de ce ești închis aici? Și l-a zis, pentru credință. Ce credință? Penticostală. O, știți cum veți fi voi liberi în România, când o să conducă ăștia țara. Și l-a arătat pe Petru Groza. Între cei doi s-a născut o discuție și chiar după eliberare, Petru Groza a avut rețineri. Penticostalii erau considerați niște manevre americane, niște oameni periculoși. Unul din foștii președinți ai cultului baptist, fiind foarte bun prieten cu Petru Groza, a fost întrebat ce să facem, să recunoaștem și cultul penticostal sau nu. Ați văzut în revista cultului penticostal, parcă anul ăsta sau anul trecut, când era acel comunicat, și omul acesta, un om cu teamă de Dumnezeu, a zis, Domnul meu prim-ministru, la toată lumea nu va bine și rău la nimeni. Biserica Penticostală, prin decretul 1203 din 14 noiembrie 1950,
deci este recunoscută ca și curt alături de toate curtele din România. În iulie 1951 am avut primul congres pentecostal, unde președinte a fost fratele Gheorghe Dragin Ames. În iunie 1956 am avut al doilea congres pentecostal, unde președinte a fost tot fratele Gheorghe Dragin. În 1987 am avut al treilea congres, unde președinte a fost ales fratele Bocian Pavel. În mai 1990 am avut al patrulea congres pentecostal, unde președinte a fost ales fratele Elin Burga. Și apoi am avut al cincilea congres în 1994, al șaselea în 1998, al șaptelea în 2002, al optelea în 2006 și al nouălea în 2010, unde cel ce am devenit funcția de președinte îmi cunoaște, nu e cazul să fiu mai prezent. Biserica Pentecostală în Păuriș, astăzi, se bucură de o creștere deosebită și binecuvântăm pe Domnul pentru ea. Prima biserică s-a adunat în locația de la numărul 271, unde avem casa memorială și unde, dacă Domnul ne ajută cu cei interesați, vrem să facem astăzi o vizită acolo spre documentare. A doua locație a bisericii a fost la numărul 162, clădire construită în 1954. A treia locație, Șatuara, este aici, în această zonă deosebită, la numărul 1C. Am intrat în Casa Cezarului. Suntem în curtea primăriei. Primăria mi-a cedat o fortună de rog în schimbul clădirii vechi și aici am ridicat o casă de rugăciune. Mai frumos decât casa aceasta, îmi place să cred că este edificiul spiritual. Poate că unii v-ați întrebat de ce am dat formatul acesta. Câteodată am o fanteziile mele. Am zis că aș vrea să fie dinăuntru văzută ca un nou. Adică să-mi sugereze geneza, unde a început ceva. De sus, dacă te uiți, e privită sub forma unui pește. Peștele era semnul creștinismului. Și dacă o privești din lateral, e ca o corabie. Biserica plătește pe apele turcului a Meunii. Țin minte că am discutat cu arhitectul secului ce s-a confirmat asta în ziua în care m-am făcut inaugurarea și îmi spune, măi, să știi că e greu să realizezi ceea ce s-a uitat. Dar s-au găsit oameni care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu, chiar din frate noștri, și au îndeplinit și această lucrare. Pastorii bisericii aici au fost următorii. Primul a fost fratele Gheorghe Pratin, până în anul 1947, când s-a mutat în Arad. După el a urmat fratele Rista Vasile, apoi fratele Nuțu Crașovan, fratele Dorgoșan Ioan din Șoimoș, Giurgiu Nicolae din Arad, Băbuțea Teofil din Sâmbăteni și de 8 ani și jumătate, aproape 9 ani, biserica a căzut în sectorul meu de activitate. Datorită slujbelor pe care le am, am fost ajutat aici de fratele Nuț Ghiocel la început, apoi de fratele Schmidt Wilhelm și de 4 ani. De 4 ani slujește fratele Oti aici, ca prezbiter în biserică. În decursul anilor au mai slujit aici și alți frați pe poziții de conducător, dar am avut un om pe care biserica l-a întregit și care a plecat din țară în Statele Unite ale Americii și nu numai din țară, a plecat și din lumea la ora actuală, este în cer. E vorba de fratele Ghiță Boșneac, fratele Boșneac Gheorghe. A avut o familie numeroasă. Când pronunțai cuvântul Păuriș în timpul tinereții mele, te gândeai la familia Rupoșneac, la tinerii din familia Rupoșneac, la viața antrenantă pe care biserica din Păuriș o trăia în prezența tinerilor de atunci. Eram un tânăr și mi-aduc aminte că prima dată, primul om la Păuriș care mi-a solicitat slujirea a fost fratele Ghiță Boșneac. Am venit la Păuriș și vreau să predici. Au trecut ani,
Credeam că măcar cineva din familia mea va fi prezent astăzi aici. Dacă în urmă cu 90 de ani am început aici cu doi oameni, eu mă bucur că astăzi avem 2856 de biserici în România. Mă întristez când văd procentul la recesământ. Și să vă spun de ce. La recesământul trecut, noi și reformații eram cam la același nivel. Nu se știa exact care sunt mai mulți. Pentecostalii sau reformații. După recesământul actual, reformații sunt 4% și noi 1,2%. M-am apucat într-o zi să fac niște calcule, să văd și constatarea mea este că ar trebui normal să fim cel puțin 2,6%. Dar trebuie să știți, n-am fost iubiți niciodată aici și nici nu o să fim iubiți.